Republica Moldova, uitați semnul de la Republica Moldova. Am ajuns în Republica Moldova, uite. Bun venit în Moldova, welcome to Moldova. Moldova, vedeți? Chișinăul. A few moments later. Oh, unde am ajuns? What the fuck? Salut de troll, eu sunt Andrei și pe Alex la un episod. De această dată suntem în Bacău și o să ne îndreptăm spre Republica Moldova. Nu am fost niciodată până acum Republica Moldova în viața reală. Haideți să vedem măcar cum este în joc. În momentul de față ne jucăm pe harta României de la ProMods. După cum vedeți, este mai diferită față de harta de la SCS. Suntem tot în Bacău și puteți deja începe să comparați harta asta cu harta de la SCS. Harta asta este făcută puțin mai bine decât harta de la SCS. O să vedeți mai cum se prezintă și centrul, care este exact la fel ca SCS-ul. Nu știu, puteți spuneți în comentarii care vi se pare că arată mai bine. Oamenii din Bacău poate să confirme care harta arată mai bine, harta aceasta de la ProMods sau harta de la SCS. Ideea că harta asta este gratuită, dar este foarte greu de domnul, dar gratuită. Durează destul de mult și e o mare bătaie de cap. Dar dacă vrei să plătești, costă 1 euro pe PayPal și ai plătit-o imediat și ai scăpat de toată nebunia. Eu am ales partea cu 1 euro. Am încercat și partea să aștepți, dar e prea mult de așteptat și am optat pentru varianta de 1 euro. Problema cu harta asta este că există că pe versiunea 1.34, bine, există și pe versiunile mai noi harta ProMods, dar nu mai există cu Bălți sau cu Chișinău, cu Republica Moldova mă refer, pentru că a apărut DLC-ul Road to the Black Sea în discuție, iar cei de la ProMods au scos efectiv toată harta României la care au muncit ei și au lăsat DLC-ul și au mai adăugat ei mici modificări și o să mai adauge mici modificări de îmbunătățire. Poate în curând o să vedem că revine Republica Moldova și în update-urile recente ale hărții de la ProMods. Foarte important este să-mi spuneți în comentarii cei care ați mers de Republica Moldova sau care faceți destul de des naveta asta în Republica Moldova, să-mi spuneți dacă drumul ăsta chiar așa seamănă, sau cei care stați în Chișinău, dacă chiar așa se prezintă Chișinăul, ok? Imediat o să intrăm în Chișinău. Adică imediat, dacă nici măcar n-am intrat în Republica Moldova. Dar să vedem vama cum se prezintă peste prut. Momentan suntem în România. Harta de la promo se prezintă cam așa. Vedeți, este foarte seacă. Dar există Valea Oltului pe harta asta. Pe harta de la SCS nu există. Avem Constanța. Cam așa se prezintă update-ul ăsta. Și cam așa de mare este harta. Deci uitați-vă cât de mare este și eu suntem îmbunătățită. Vedeți pe aici cât de multe chestii avem. Avem Duisburg, avem Oberhausen, avem Arnhem, avem o grămadă de chestii în plus. Avem Spania, avem Cipru, avem Grecia, avem Rusia, avem și partea asta de sus de aici. Deci este o hartă imensă asta de la ProMods. De asta zic că merită 1 euro dacă vrei să domnadezi rapid. Și poți eventual ori să domnadezi versiunea asta, ori să domnadezi ultima versiune. Dar ai nevoie de DLC-uri ca să te joci, ok? Sper că ați înțeles totul. Dacă mai aveți ceva întrebări, le aștept în secțiunea de comentarii și o să răspund la cât mai mulți posibil, ok? Și nu uitați, dați-mi acolo pe butonul drag dacă vreți să vedeți episoade mai dese de Euro Truck pe canal. Deci dreapta pentru Constanța, stânga pentru Chișinău. Noi nu mergem în Constanța, dar eu am un job spre Constanța, dar o să facem stânga spre Chișinău. Ideea e că trebuie să iau jobul ăsta pentru că nu mergea să accesez consola și nu am mers să mă joc de pe profilul meu pe care l-aveam deja cu bani, pentru că știți că dacă ați fost pe live-ul de 24 de ore, știți că avem un camion și un trailer personalizat cu Andrei Rod, dar din păcate nu l-am putut folosi în acest clip pentru că este o versiune mai veche și nu este compatibil cu versiunea asta mai veche modul cu trailerul și camionul. Poate la o sumă anumită de abonați sau de like-uri sau la un anumit clip, dacă vreți o să vă las modul în descriere să-l descărcați, dacă vreți să vă jucați cu un trailer care apare Andrei Rose, care e făcut super mișto. Dacă nu l-ați văzut, să vă duceți pe live-ul de 24 de ore și acolo o să găsiți. Dar o să mai facem și episoade cu el. Dar momentan n-am avut ocazia. Uite, acum ne apropiem de graniță, vedeți? Fix acum ne apropiem de graniță și vreau să-mi confirmați în comentarii dacă așa se prezintă și viața reală. Granița, what the fuck, ce groapă am luat. Mamă, am luat o groapă, mamă, ce groapă, what? Nerespectarea limitei de viteză, ok, deci cam așa se prezintă vama. Vedeți pe aici ceva de plată, dar e foarte prost scris, texturi proaste. Deci asta este vama României, ok. Haideți să ne ducem în față. Iar ăsta este prutul, practic, nu? Prutul, iar acum ajungem în vama Moldova. Și ia uite ce scrie aici. Republica Moldova. Da, uite, Republica Moldova, guys. Republica Moldova, uitați semnul de la Republica Moldova. Am ajuns în Republica Moldova, uite. Bun venit în Moldova, welcome to Moldova.
Și în rusă, presupun că scrie acolo jos, pentru că sunt foarte mulți ruși în Republica Moldova, din câte știu eu. Mamă, ce s-a întâmplat aici? E trafic aici în Moldova, aparent. Și trebuie să așteptăm. One eternity later. Măcar ne mișcăm. Mamă, ce coadă s-a creat în spatele meu. Wow, dude. Gata. Perfect. Bă, sper că nu trebuie să mă controlați. V-am dat eu buletinul, că știu că putem să intrăm și cu buletinul aici în Moldova. Uitați cum au cabine, dar par ruginite, sau mi se par mie. Nu știu dacă așa e și viața reală. Dar, haideți să dăm drumul. Ia să vedem ce scrie aici. Conduceți cu atenție, drive carefully și ceva în rusă. Ok, am intrat în Moldova, ia uite, Moldova. Deci avem voie cu 50 în oraș, 90 în afară și 110 pe drum expres. Cred că e ăla, că nu cred că autostradă sau poate autostradă. Nu știu, ăla nu este de autostradă. Dar din câte știu, Moldova nu are autostradă, nu? Cred, nu știu, habar n-am. Îmi spuneți în comentarii dacă știți mai multe detalii și dacă drumul ăsta chiar așa seamănă. Ia uite, frate, bă, până acum ați prins chiar foarte bine. Ia uite, avem un tank cu steagul Republicii Moldova. Ia uite. Bine ai venit în Moldova. Bine ai venit, rămai nimerit. Mai e Castrol. Ia uite, Castrol. Chișinău tot înainte. Hâncești în dreapta. Cu E din I. Ia uite. Hâncești cu E din I în dreapta aici. Mă, dar e trafic, nu glumă pe aici prin Moldova. Ok, Chișinău, 93 de kilometri. Mamă, dar ce semne, sunt așa mai diferite, nu știu. Bă, drumurile sunt ok. Chiar sunt ok. Ați văzut cum era în România atunci la final? Aaa, stai că cred că am vorbit de drum. Și cred că fix acum începe drumul prost. Fii antenă. Îmi râv? Da. Am înțeles. Nu știu dacă chiar așa e. Aolo, ce ai, mă? What the hell? Ce asta, mă, drumul morții? Pentru cei care nu știu la ce mă refer, să vă căutați pe canal drumul morții, unde am mers noi și ceva de genul făceam volanul. Mamă, ce a fost asta, mă? Uite și monumentul ăsta, probabil e un monument care chiar există pe drum. Nu știu dacă chiar există, să-mi spuneți în comentarii. Da, chiar așa e, oare drumul? Nu știu, cei de la promos l-au făcut, nu am făcut nimic. Ia uite, avem un turn de apă, cred că e ăla. Eu chiar vreau să merg la Chișinău. Pentru că se vorbește română, sunt alți bani și o altă țară, știi? E o altă țară, dar se vorbește română, știi? Și e mișto și aș vrea să merg să vizitez, dar acum cu COVID-ul ăsta, nu știu cât de curând o să pot să vizitez eu Moldova. Ok, semnul ăla chiar e în viața reală? Nu știu ce e cu semnul ăla, de ciudat. Semnul ăsta chiar era intrare în Chișinău? Nu știu, Chișinău. Ok. Asta este intrarea în Chișinău. Nu știu dacă așa este și în viața reală. Vă dați seama că n-au putut să facă exact ca în viața reală, dar sper să fie cât mai asemănător. Uite, avem o grămadă de astea de fire pe sus, bălți în stânga. Vă dați seama că aici este la o scară mult mai mică făcut Chișinăul. În față, vedeți, ar fi continuat probabil spre intrarea în Chișinău ca lumea, dar noi o să facem dreapta aici. Sau poate pe aici se continuă, nu știu. Ideea e că cam așa e Chișinăul, mamă, cu blocurile astea mare așa. Uite, monumentele astea, guys, ia uitați-vă la monumentele astea. Spuneți-mi dacă chiar așa este. Deci vreau neapărat să spuneți în comentarii dacă sunteți din Chișinău, dacă chiar așa este. Ia uite, avion. Uite și o bisericuță. Moldova, vedeți? Chișinăul. Nu știu ce-s cu astea. Steagul Moldovei. Monumentele astea. Mă, da, seama, au făcut și ei cum au putut. Vreau să vă zic că, na, harta asta este făcută acum foarte mult timp. Acum, cred că 3 ani, 3-4 ani, cred că este făcut. Ceva de genul este făcută harta asta și au fost făcut cu resursele care erau pe atunci și cu posibilitățile care erau atunci. Ideea e că nu s-au chinuit chiar așa mult, pentru că de-aia nici nu s-au chinuit atât de mult CCS-ul, pentru că nu e așa multă clientelă în Republica Moldova, știi? Care să fie interesat. Trecem la următorul oraș din Republica Moldova, să vedem cum este să circulăm prin Republica Moldova. Drumul este foarte lejer pe aici, văd. A few moments later. Yo, uite-l, bă! Bă, unde am ajuns? What the fuck? Bă! Man! Mamă, dar unde am ajuns, frate? Nu cred că e așa în viața reală. N-are cum să fie așa în viața reală drum. Mai ceva ca drumul morții pe aici, adevărat vă zic. Cum mi-a făcut mie volanul bine aici, noroc că era în drum drept. Bine, încă n-am ajuns la Bălți. Hai să vedem cum e Bălți. Este al doilea și mai mare oraș din Chișinău, presupun, dacă este făcut. O să intrăm, chiar dacă filmez deja de foarte mult timp. Poate o să tai mai mult la editare. Uite, hai să vă arăt cum vrem să mașina de poliție. E o Skoda. What?
Ia uitați cum e, Inspectoratul Național de Patrulare. Da, și cam așa se prezintă Bălți. Dacă e acolo măcar un pic asemănător. Cred că Chișinău arată cel mai... A Chișinău din harta Republicii Moldova. Well, facem dreapta aici și să vedem ce mai ar mai rămas de Republica Moldova. Până acum se prezintă bine, cu un drum de două benzi, a salutat bine. Și avem semn cu la stânga Iași, exact cum v-am zis, avem vama asta de dinspre Iași. Facem aici stânga, văd că se mai continuă drumul încolo, dar noi nu ne putem duce încolo, așa că facem stânga aici. Bă, văd că la ieșire din Moldova drumul a devenit mai bun. Like, for real, mult mai bun, uitați-vă cât de bine arată. Suntem pe drumul R7, nu știu cum se zice, regional 7, drumul regional 7, probabil. Ok, a doua vamă, ia să ne cum se prezintă vama asta. What? Cu semafor? 30 la oră? Ok. Să trăiți, domnul polițai. E cam strâmtă treaba pe aici. Eu trebuie să iau prin dreapta, că-s camion. Gata. A judecat. Mă, dar semnul ăla mai are puțin și cade sau mi se pare mie? Oare chiar așa e vama asta? Bă, vămile cred că le-au făcut bine, adică... Cred că vămile chiar le-au făcut bine, adică arată făcute așa mai profesional, mai bine. Botoșani, România. Ok. Mă, dar unde am ajuns aici de așa de larg? What? Guys, ce vamă e asta? Spuneți-mi în secțiunea de comentarii, ce vamă e asta cu barajul ăsta aici, uite. Republica Moldova e steagul acolo. What? E hidrocentrala asta? Cred că da. Uite, România. Semn de România, Uniunea Europeană. Am ajuns în Uniunea Europeană. Și din nou vama asta pe care am mai văzut-o încă o dată. Ok. Și suntem oficial în România. Ideea e că aceasta este harta de la ProMods. Vedeți, asta este versiunea fără DLC-ul Road to the Black Sea. Mai există o versiune mai nouă care e mult mai mult pe aici. E și Istanbul și o mai mare parte din Bulgaria. Ideea e că cam așa se prezintă harta asta. De aici, din Italia, pe asta ajungi în Grecia și din Tesalonic să te duci în Cipru, unde am fost eu, dacă ați văzut pe vlog. Ia uite, avem aici Irlanda, care nu este făcut. Și avem și partea asta de aici, de nord, rău de tot. Poate să mergem într-un clip acolo să vedem cum e, cred că e frig rău de tot acolo, 100%. Ideea e că cam am dat cu acest clip, guys, nu uitați, dați-mi acolo pe butonul de like. Dacă sunteți noi, să vă abonați și ne auzim data viitoare. Ciao.